Noastră e meci. Lăsară cu Bulgaria. Ce să trăiesc? Ce a fost? Păi întorsesc la un moment dat. Nu de întorsesc. Întors înseamnă un gol în plus. Ați avut o emoție vreun moment? Ce emoție? De unde emoție? Pentru ce emoție? Eu nu v-am zis, mă, că ai câștigat. Care e rezultatul? Ce am zis, că ai câștigat? Am câștigat? Hai, la revedere cu minciunile și cu vrăjelile și cu talala, că a făcut, că adres, că n-a făcut. Am zis, e câștigat, s-a câștigat. Că nu știu ce, că s-a dat două goluri din două șuturi pe poartă, aia nu e. Așa se întâmplă dacă e. Dacă vrea Dumnezeu, se poate întâmpla orice. Eu n-am avut nicio emoție. Ce emoție s-a? Nu, dar au jucat tare Bulgaria, au jucat la rupere, au faultat mult. A fost și un arbitru ca feșnic. Adică a fost un feșnic albanez. Înțelegi? Care... N-ați zis, unde e feșnic acum? Vezi? Faci o mizerie. Toată viața ta îl va urmări. Ce a făcut el atunci? Toată viața lui, vezi? Pentru ce să faci o prostie ca să ajungi pe unii sau că-ți bagă unul? Bă, vezi, poate... Îl aduci tu pe Adi puțin, că eu cam știu cine, că e unul acolo, M.S., înțelegi? Care, bă, poate îl ajungi tu pe Adi, că suntem prieteni. Și el, săracul de feșnic, a făcut ceva care rămâne toată viața lui cu pată. Bă, pată toată viața lui va rămâne ce a făcut el cu Radu. N-are cum să șteargă. Nu că n-am l-am iertat eu, dar nu mai poate să șteargă. Aia a văzut toată lumea, milioane de oameni. Vezi, de aia trebuie să... Bun, mai greșește arbitru. Nu zice nimeni, că s-a uitat toate greșelile, nu sunt de 20 ani. Am mai greșit ăla. Dar asta nu se uită niciodată. Adică să-i nenorocești pe om, să nu dai roșu, pe urmă ia, nu dai roșu. Adică două roșii, să nu dai niciunul. Clare, toată viața îl țin minte și eu, numai când îl văd. Acum cu CFR-ul, vă temeți de arbitraj? Nu. Se pune problema? Nu. Nu că am văzut, adică... Am văzut o ameliorare a arbitrajului, adică ce? Probabil și Vasara și ăsta, Burleanu, cred că și-a dat seama că cea mai mare problemă de fapt a fotbalului este arbitrajul. Că asta e, că lasă, mai vedem, că fotbal de femei, că 21, că 71, că 92, aia le mai trecem. Arbitrajul e o problemă care deja vede toată lumea, rămâne pată. Și atunci eu cred că au făcut ședințe... Și plus de asta, cum am spus, cred că m-au ascultat, că le-am dat un sfat, că sunt am o vârstă. Păi dacă ai varul, du-te bă la var, te doare picioarele, te doare mâna sau capul, du-te bă până acolo și aveți. Și gata, nu mai ai treabă. Mai poți să zici că am greșit, că n-ai că să dai la var. Acum vine meciul ăsta pe Ghencea, e important din mai multe puncte de vedere. După 9 ani se întoarce echipa în Ghencea, e meci tare cu CFR-ul pentru spectatori. Ăsta e meciul relevant. Că până acum am zis, o aduceți în echipă, mai bine, mai râde, mai nu știu ce mai face. Nu e și noi. Unde să știu ăla, vrea să scape de mine, el mă duc la oi. Păi, așteaptă oamenii de la 8, de la 9 aici. Eu sunt vinovat, eu vreau să scap, nu scap de voi. Și el vrea să scape. Bine, după aia ce comentează el? Că comentează pe acolo, am văzut. Păi de capul lui. Dar n-a crezut atâta răutate. Și... Dar ăsta deja e meciul... Care ne dă ora exact, meciul ăsta cu CFR. Acum ne dă ora exact. Echipă CFR bună, nu e foarte bine... Da, cu tare. Noi dacă câștigăm cu CFR-ul, după aia o să zic, gata, aduceți-ne echipe, că nu mai avem cu cine să jucăm. Dar va fi rănită după eliminarea din conferință? Va fi rănită CFR după eliminare? Va fi rănită și puțin, adică e în avantaj nostru, că spune domnul nostru. Nu, e în avantajul nostru. Avantajul nostru pentru că ei puțin acum sunt dezamăgiți puțin moralul. Cad cu moralul. Plus de asta, păi ei i-a întins mai mult turcii decât pe noi, bulgarii. Plus că au fost și de plasare. Au venit azunate, da? Nu? Deci, avem noi un mic avantaj. Dacă avem avantajele astea,
jucăm și acasă, și în Ghenci. Și nu-i batem, apoi doar nu mai avem nicio scuză. Atunci a treia plecăm capul, ne vedem de treabă și înseamnă că nu suntem capabili, ce să mai. V-a dezamăgit aseară vreun jucător? Bă, pe mine aseară m-au dezamăgit toți jucătorii, nu unul. De ce? Păi pentru că, bă, trebuie să le dai 3-4, nu ca așa că să primești golul. Bine, golul n-ai să le faci, că alea ți le dă, dă unul, centrează unul, vine unul, dă cap, cap. Sau dă unul un corner și dă unul o deviere. Nu, golurile nu le reproșez. Reproșez la toată echipa. Ce reproșez? 3-0 de ele. Că eu asta am vrut, să odihnim jucătorii. N-am putut să-i mai odihnesc pe Șut și pe Djokovic. N-am mai putut să odihnesc. Șut, Djokovic, Olaru trei au odihnit. Aici și Coman, după aia urma să iasă și ceilalți trei. Ca să-i odihnim pe CFR. N-am putut. Dar n-am fost Djokovic cel mai bun golul? Djokovic pot să zic că nu m-a dezamăgit. Ceilalți toți. Ați făcut ofertă pe Olaru. Multe pase greșite. Tavi Popescu, cum a intrat, nu mai pasă la adversar, neatacat de nimeni, n-am înțeles ce s-a întâmplat. Dar cum vedeți de lucru nordici din turul următor? Timpul nu-i cunosc, am auzit că se echipă foarte bun. Deci nu mai pot spune nimic. Vom vedea ce vrea domnul. După meciul cu CFR, după aia să veniți să vă spun părerea mea. Ăsta este care dă ora exactă pentru FCSB. Ați făcut o ofertă pentru Ștefănescu de la Sepsi? Că patronul Gheoseghi așa spunea, că ați făcut o ofertă mai bună decât Rapidul. Bă, am vrut și eu să cercetez. Adică am vrut să văd dacă e adevărat, cât, cu tare. Am dat și un telefon. Mă, ce mă costa? Dar nu e... Nu e adică o ofertă... Adică, ca să zicem, interes. Un fel de cercetare. Nu, de ce? Nu am de ce să ne iubesc. Eu am cu minte și eu. Nu. Atunci când ne-am zis eu alea, am zis că eram prea supărat, prea nervos. Adică, că de ce dacă ești patron și ai bani, de ce să fii? Pentru ce să nu fii liber? Dar eu am cu minte. Auzi, nici nu mi-a răspuns nimic. Acum eu sunt obligat eu față de el. El atunci nici nu mi-a răspuns. Și atunci obligația aia mea să am totuși puțin... Îl am, nu, ce fac. E cu mine, prea cu minte om, n-ai să-i zic, nu știu. Prea om cu minte. De Șut și de Juma, a spus că după meciul ăsta din Europa cu Bulgarii... Numai veți... totuși aș vrea să-i răspund un Nenea Balaș. Un Nenea Balaș și omul moral ăla. Nu știu, un Balaș. Băi, moralul ei, noi suntem proști, adică măcar taci din gură, intră cu capul un nisip castrutul și gata. Dom'le, noi am dat 5... Unde-i pus 500 de mii, împrumutul 200 de mii? Dom'le, că 10% aia sau 2 mai mare, păi 20% din 700 e 140 de mii. Atâta e valoarea dacă le-ai dat cu 700, nu? Da. Nu? Sau, de fapt, nu, de fapt, 200 îl vând, că 50 de mii costă împrumut, ei îl vând cu 200. Și procentul 500 de acolo 500 de mii împrumutul, deci îl sapari, nu? Că nu-i dai 10%, nu? Și el e 200 de mii, deci 20% din 2 e 40 de mii. Atâta e valoarea lui, 200, că l-ata costă. Și tu spui, cu alte cuvinte, tu spui așa. Dom'le, că se duce la Rapid, Rapid este un club atât de mare încât îi face oglindă și îi face cu tare și crește valoarea. Am poți să ne pui nu așa ceva, adică trebuie să ai prea mare tupeu să vorbești și să explici cumva, Doamne, că ce corectă tranzacție au făcut ei. Nu, bă, nu mai merge așa. Eu le transmis la toate. Și îi spun și lui Șucu că e om corect și drept. Să aibă grijă că ăștia fac tot felul de bijmașuri. Și nu cred că îi trebuie lui Șucu o șmecherie de asta. Bă, are 50%, dă-i 50%. Are 10%, dă-i 10%. Are 20%, dă-i 10%. Bă, te-ai înțeles în contract, ai scris așa, respectă. Nu mai merge ca pe vremuri cu șochelariu și cu penalti și că nea pădureanu, că faci și te șmecherii și... Mai merge tata așa ceva, că e 2023. Suntem oameni de afaceri și noi eram și noi mai atunci la început și eram șmecherie.
Acum nu mai merge, ești om de afaceri. Băi, ai promis 7 lei, dă-i 7 lei. I-ai promis 20, dă-i 20. Stai că facem un mișmaș, că dăm 500.000 pe împrumut și nu merge. Asta este și înșelăciune. Băi, înșelăciune. Eu dacă sunt procuror și anchetez asta, mă bag la înșelăciune. Da, bă, da, e clar înșelăciunea. Cum adică ca să-ți dau serviciile un an costă 500.000, dacă să ți le dau serviciile pentru totdeauna, pe 5 ani sau pe 10, că poți să prelungești, costă numai 200. Păi ai ceva la cap, păi ce, suntem proști toți și tu ești tu deștept cu bala sau cum? Mă, nu, că nu mă interesează de alte cluburi. E prea... Da, e prea o brăznicie mare. Adică e prea o brăznicie. Măcar ai văzut Neluțu, a tăcut din gură, e vede de treaba, e un alt. M-ai văzut cu tare. Ăsta la altul băiat deștept de la Rapid. Dom'le, noi ne costă 700 jucătorul, adică n-a încercat minciună, escrocherie, adică să ne mintă pe noi că suntem noi prea proști toți și voi să iei deștept. Ăla cum cheamă de la Rapid? Angelescu. Angelescu, om cu minte, a zis, da, dom'le, ne costă 700 jucătorul. Ei, Rapidul n-are vin aici. Și de ce? Ei au propus tranzacția, CFR-ul. Dacă au propus-o CFR-ul tranzacția, Rapidul a acceptat-o. Ei n-au furat cu nimic pe ăștia, pe Sepsi. Deci ei nu se pot. Adică niște vorbe, bă, tași mă din gură, mă, că vezi, Doamne, te dădeai că ești corect, te dă că moralitate, tași din gură, intră acolo în cușcă, mă. Nu să spui așa ceva. Unde-i pomenit în lumea asta? 500.000 închiriatul? Bă, ca să închiriezi apartamentul meu pe un an, îmi dai 5.000 de euro. Bă, dacă să ți-l dau definitiv proprietar, costă numai 2.000. Păi ai, ești nebun. Păi exact așa e. Cum de pomenit așa ceva? Spuneți-ne de șut și de jumac, că a spus că după meciul ăsta cu bulgarii vă mai clarificați, vă mai definitivați opțiunile. Mai sunt oferte, mai pleacă, nu pleacă, le dați drumul? Bala e la fotbal și la orice afacere, dar de fapt la fotbal, nu la orice. Fotbalul e ceva specific, separat. Are specificitatea lui. Trebuie să iei în calcul toate. Mai trebuie să intrezi și pe Decebal. Ăla. Da, ăla. Întrebă el, că îl deștept. Întrebă. Să te îndrumăm și pe el. Sau până nu știu cum îi cheamă pe brunetul ăla, mă, nu știu. Să întrebăm și pe ăla, de care comenta aseară, era cu Naum în misul. Întreb pe ei cum trebuie să facem medicinul. Eu nu mă pricep la asta. Bă, la fotbal nu merge așa, că hai, gata, vând, fac. Nu merge așa. La fotbal mai mulți fac, că trebuie să ai inteligența, că de aia am inteligența și am ajuns și locul 2, locul 1, locul 2, Liga Campionilor, 10 milioane, 15 milioane, 11 milioane pe jucător. De aia, că am inteligența. Că de aia Dinamo, praf. Că de aia Rapidul. Praf. Toți s-au dus. De aia CFR. De aia toți. Și atunci depinde de mai mulți factori. Dă meciul cu danezii, dă calificare, dă campionat, dă cât de mult le afectează la câștigarea campionatului, de cât de mult le ajută banii ăia, de cât... Smulți mai mult. Mult mai mult. Adică nu vă grăbiți încă. Adică nu luați o decizie repede, pripită. Păi băi, trebuie să iei decizia cea mai bună când o iei, adică ce? Bă, și uite acum probabil la echipa națională, nu? Joacă la echipa națională. Și folosesc, joacă și la echipa națională și după cer 5. Nu? Că pot să iau. Nu? Plus că trebuie să mai aduceți jucătorul în locul lui dacă pleacă. Plus că nu prea poate fi înlocuit la ora asta. Adică ceasornic. El pare el așa, dezgânat așa, dar e foarte... Vede bine joc. Și celălalt, Edjuma? Păi, Juma, nu e problemă, acolo nu-s bani mulți, deci n-ai rost să discutăm. Acolo, dacă nu putem să-l dăm cum vor ei pe degeaba. Am înțeles, deci e prea mică oferta pentru... Băi, în fiecare zi, aduceți-vă acasă. Hai pe în fiecare zi. În fiecare zi mai aici stați.
Cu Ghezana mai aveți răbdare? Cum? Cu Ghezana mai aveți răbdare? Păi, dar ce să am răbdare? Păi, Ghezana, el nu a fost bine pregătit. Și faptul că avea valoare și nu era pregătit și acum, după ce îl pregătim, eu cred să avem o mare surpriză frumoasă. Că e foarte, adică, și pregătit, după ce, adică, s-a văzut că e foarte bun, dacă e și pregătit, o să fie extraordinar în Ghezana. Eu așa cred. Ce cereți echipei de la meci cu CFR? Vă zic și eu, Cagică, să fie numai. Adică, ce înseamnă? Înseamnă posesia la noi. Asta e fana. Posesia la noi și să zicăm rapid, adică așa am văzut viteză de joc. Aseară nu mai am văzut-o. Nu mai am văzut-o. Probabil s-au relaxat prea mult și Dumnezeu le-a... A fost bine că s-a întâmplat. Ca să dat Dumnezeu, bă, uite că vede un cap în gol, mai vede cu tare, vă bagă puțin în emoții. Bine, eu n-am avut deloc. N-avea cum, adică intrau în prelungire, îi băteau în prelungire. N-aveau cum, adică ei, dacă intrau în prelungire, cred că nici mai puteau nici măcar. Nu mai ieșeau nici mai. Probabil așteptau la lovitorii de partajare. Dar n-avea cum, era prea mare diferența valoare. Ce impresie v-a lăsat Chiricheș după primele meciuri? Băi, încă n-a jucat primele meciuri, că n-a jucat un meci întreg. Nu. Acum cu CFR? Acum vedem. Da. Dar n-am nevoie să-mi fac părere despre Chiricheș. Nu e nevoie să-ți faci. Îl știm cine este, ce-mi facem părere acum. Chiricheș îl știm. Nu? Credeți că vă faceți să vă luați în povestul ăla? Că e tot ce e lumea de contract. Bă, nu cred. Că tu, la Gică, nu poți să știi nimic. Adică la genii nu poți să-ți dea, nu poți să-și dea cu părerea eu despre un geniu. Sau tu, sau altcineva, sau alții oameni de fotbal. Adică Gica a demonstrat că este geniu în fotbal. Adică ce a pun, ce a făcut. Și atunci ca omul normal să-și dea seama despre geniu, nu, n-ai cum. Despre Gică nu mă întrebați, că nu am răspuns, adică nu pot să vorbesc că ce-a făcut e geniu. Deci despre geniu nu sunt geniu. Și dacă nu sunt geniu, nu pot să-mi dau părerea despre un geniu. N-am nicio noțiune. Îți face lucruri anormale, adică ceva care nu-mi dau seama. V-ați mai gândit, vă duceți la meci duminică? Nu. Mai sunt două zile. Tata, nu merg pentru că nu vreau să încin nimica, vreau pace și atât. Vreau liniște. Vreau să respecte legea și cu asta basta. Ca atare că m-a întrebat că nu știu ce, că ăia dreapta, nu știu cum, naziștii, nenaziștii, nu știu cum, că cu... Aia cu noua dreaptă. Da. Partidul noua dreaptă. Bă, tată, nu se poate avea violență. Fiecare om e liber, treaba lor. Dacă a permis legea să facă ei, LGBT-ul, propagandă, paradă să facă. Nu se poate nimic face cu violență. Nu se poate. Violența nu e permisă. Nu există la violență, nu ai niciodată nici o scuză. Singura violență, dacă e, ca să zicem, când are scuză, când este batjocorit Sfintele, Sfânta Treime. Atunci, adică dai o palmă și sfințești mâna. Când cineva vorbește despre Hristosul, cineva ajutorește pe Hristos să-i dai o palmă, sfințești mâna. Dar mai, nu mai mult, adică o palmă, atâta, nu violențe și cutaci. Dar violențele nu se acceptă, adică în orice situație nu se acceptă. Ca atare a permis legea, am închiriat, am plătit, am făcut. Nu se permite violența. Dacă nu se permite violența, legea, jandarmeria, să-și facă datoria, așa cum și eu, îmi fac datoria și plătesc impozitele, taxe, ce trebuie să respect, reguli de circulație, nu de capul meu. Fac de capul meu după lege. Facă și ei după lege. Care face în afara legii pușcărie? Vă gândească în nicio zi să termină toate bilete? Numai eu să spun un lucru, eu ție. Ei să știe că eu am făcut o pușcărie. Și acolo am întâlnit copiii de ăștia eu. De 25, 24, 25 de ani copiii de ăștia. Și copii puternici. Care se vezi ce depresii cădeau, se vezi ce plângeau, mama, și ce plângeau.
și luam și încurajam și le ajutam familia ca să-i încurajez, că mi-era milă de ei. Ei să nu creadă ei că teribilismul ăsta care îl fac că sunt 1000 sau 500 sau 300 și după aia la pușcărie plâng. La pușcărie nu e chiar așa de ușor. La pușcărie e mai greu, că stai acolo cu 30-40 de oameni în cameră și începi să plângă, vai, până că n-am aie. Stai cu mintea acasă. Vezi de treaba ta, respectă legea. Ai stadionul iar României, lasă oamenii în pas să joace fotbal. Eu așa e în drum și părinții lor, care îi știu, să le zică, mă, mamă, stai cu minte, vezi de treaba ta, că e lege, mă. Nu încalci tu legea, mă. Că nu vii tu să faci violență. Violența înseamnă pușcăria, jandarmeria, arestarea. Vă gândeați că se vând biletele, 30.000 de bilete într-o zi, practic? Sau deci în 20 de minute am auzit. Câteva ore. Da, da. Vă gândați la asemenea interes? Da. Că există? Da, 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 pentru că e lumea disperată cu FCSB-ul. Iubește pe FCSB-ul. Ca în film, da, iubește. Cu dor o iubește. Dragoste cu dor. Ai auzit de dragoste cu dor? Iubire cu dor. Așa are lumea față de FCSB-ul. Iubire cu dor pentru campionat și pentru Europa și toate. Și atunci oamenii au luat cu asalt. Ce să faci? Deci așa iubește. E prea mic și Ghencea pentru... E prea mic. Interesul. E prea mic. Trebuie construit un pentru FCSB, dați-ne stadioane, că nu mai avem. Trebuie. Și le promiteți anul ăsta campionatul? Da, da, da. Trebuie neapărat. Dați-ne stadioane de 100.000, 120.000 de locuri, ca Maracana și ca, ca Santiago Bernabéu. Altfel nu mai avem stadioane pe care să jucăm. Mulțumim!